Au apărut noi detalii în cazul atacului armat susținut în statul american Illinois cu ocazia Zilei Independenței. Agresorul este un adolescent și a acționat cu o armă de asalt. El era cunoscut poliției pentru aluziile repetate la atacuri armate, una dintre ele provenind chiar în ziua atacului. Între timp a crescut și numărul victimelor după ce câțiva răniți au decedat la spital. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Cel puțin 6 persoane au murit și alte 30, printre care și copii, au fost rănite într-un oraș din statul american Illinois de un tânăr înarmat cu o armă de asalt semi-automată. 6 victime încă se află în spital. Agresorul a comis atacul în timpul paradei de 4 iulie ce avea loc în oraș. This is a terribly difficult day and the bloodiest that we've experienced in Highland Park. Tânărul se numește Robert Bobby Crimo III și are 22 de ani. El era cunoscut autorităților, mai ales că posta frecvent înregistrări cu el în care făcea aluzii la atacuri armate. Inclusiv în ziua atacului, el a postat un clip în care apare presărând gloanțe pe jos și în care se dădea drept erou și victima. I know what I have to do. I know what's in it. Not only for me, but for everyone else. Agresorul făcuse însă și desene care arătau o confruntare între el și poliție, iar în altele își prezenta ceea ce descria drept propriul destin, în care ucidea civili. În cele din urmă, tânărul a fost arestat de poliție. Pentru a-i salva pe cei dragi, unii oameni au recurs la măsuri drastice. He started shooting again, and we ran behind the building, and I put my son in a dumpster, and he sit there with his dog, and I went back to look for the rest of my family. I left him with someone there. Acesta este al doilea atac în masă, care îl are ca autor pe un tânăr înarmat cu o armă de asalt în decurs de mai puțin de 2 luni. La sfârșitul lunii mai, 19 copii și 2 profesori au fost uciși de un tânăr de 18 ani într-o școală din statul Texas.